Hei, te salut! În acest video am să-ți arăt pas cu pas cum să găsești cuvintele cheie potrivite și volumul de căutare a cuvintelor cheie pe care tu vrei să-l citezi prin Google Ads. Pentru aceasta trebuie să avem un cont de Google Ads, ne logăm în el și mergem la tabul de instrumente și setări. Aici vom da click pe planificatorul de cuvinte cheie, care este în partea stângă, aici sub planificare. Vom da click pe el, după care dăm click pe descoperiți cuvinte cheie noi și aici începem cu o listă pe care o aveam în mintea noastră de cuvinte cheie pe care noi vrem să-l cităm. Dacă avem un magazin de mobilă în Timișoara, putem pune următoarele cuvinte cheie. Deci mobilă Timișoara, mobilier Timișoara, canapele Timișoara, colțare Timișoara, dormitoare Timișoara. Punct Timișoara fiind că mă gândesc la o afacere locală care va să se promoveze în mod corect prin Google Ads doar pentru zona Timișoara. Paturi Timișoara și mai departe. După care dăm click pe obțineți rezultate. Google ne va spune numărul meu de căutări pe lună pentru aceste cuvinte cheie pe care le vedem aici. Acesta este numărul meu de cuvinte cheie. După care vedem concurența, că este ridicată, este destul de ridicată. Și vedem suma listată pentru a ne afișa în partea de sus minimul și care este maximul. După care vedem și alte idei de cuvinte cheie, vedem mobilă bucătărie, magazin mobilă Timișoara. Practic, cu aceste informații putem să ne facem lista de cuvinte cheie relevantă pe care putem introduce în planul de promovare și pe care să ne focusăm atenția și toate eforturile de marketing din Google Ads. Vedem și pe zone foarte multe informații pe care noi putem să le extragem de aici și vedem cam cât ne-ar costa să apărăm în partea de sus pe click, care ar fi suma de listat minimă și suma de listat maximă pentru a apărea în partea de sus, dar top of the page. După care vedem pe România sau putem pune aici zona, să zicem, Timiș. Deci Timiș, salvați și vedem că volumul a scăzut un pic, dar măcar este relevant. Vedem pe ultimul an și în acest fel putem să alegem cuvintele cheie ideale pentru campania asta, dar foarte important este să le grupăm în grupuri de anunțuri relevante, adică dacă ești pe mobilă, creăm anunț un grup de anunțuri pe mobilă. Mobilă, mobilier, mobilă nouă, mobilă second hand, mobilă la comandă și așa mai departe. După care putem să creăm alt grup de anunțuri cu canapele, colțare, după alt grup de anunțuri cu dormitoare, dormitor, mobilă, dormitor și așa mai departe. Și după cu paturi, un grup de anunțuri despre paturi. Toate să fie relevante și să fie relevante și să ducă spre landing page-uri sau spre pagini din site care să fie relevante cu ceea ce caută userul, cu ceea ce caută clientul potențial. Pe lângă asta, în Google Ads, putem obține și valori. Să zicem, mobilă Timișoara, mobilier Timișoara, canapele Timișoara, bucătării Timișoara. Dăm click pe începeți și vedem volumul de căutare și sumele de licitat minime și maxime pentru aceste cuvinte cheie. Și în acest fel putem crea un buget pentru Google Ads și putem să facem estimarea numărului de clicuri pe care o să le obținem dacă vom alege aceste cuvinte cheie și vom licita între aceste valori 037 și 074. Vom avea un estimativ de clicuri pe lună. Cam așa se folosește Keyword Planner-ul. Dacă mergem încă o dată în instrumente și la Keyword Planner, putem crea și planuri. Spre exemplu, zicem mobilă Timișoara, mobilier Timișoara, paturi Timișoara, dormitoare Timișoara, vom da Enter și obținem rezultatele. Putem să adăugăm cuvintele acestea cheie în planul nostru sau direct în campania existentă. Dacă vă avea o campanie, să nu mai trebuiască să le descărcăm, să le scriem manual, putem direct să le adăugăm în campanii și cu tipul de potrivire pe care o dorim și în grupul de anunțuri pe care noi îl dorim. Și în acest fel ne va fi mult mai ușor să gestionăm cuvintele cheie, vedem că a apărut un plan și să ne avem o afacere mai bine promovată prin Google Ads și cât mai bine organizat contul de Google Ads. Mult succes!